cum arată până la urmă raiul și iadul? Cred că nu e ușor de spus. Deși teologia ne amintește, numește raiul ca fiind locul și starea de fericire a sufletelor după moarte, iar cel de suferință fiind iadul. Dacă citim în manualele de dogmatică, vom vedea această definiție clasică. Însă, țin minte că eram la master la Facultatea de Teologie din Sibiu și participând din când în când la cursurile părintelui Ioanică Junior, pentru că eram la o altă specializare și acolo dânsul nu preda, mai fugeam când aveam câte o pauză la câte un curs de al dânsului. Și l-am auzit, la un moment dat, într-un curs, spunând, vorbind despre rai. Și spunea că paradisul, noi spunem că a fost o grădină. Că raiul este o grădină. Deci e mai mult decât o grădină. Spunea părintele că raiul este un munte. Și m-am tot gândit eu, cum poate fi văzut raiul ca un munte? Și această imagine o vedem și o trăim foarte frumos unde, credeți? În biserică. Și dânsul dădea două exemple. Două biserici în care se vede foarte bine acest urcuș, această epectază, această urcare a noastră. Și fizică, dar și duhovnicească. Vorbea de biserica Mănăstirii Dragomirna, ctitor fiind Atanasie Crimca, și de biserica Mănăstirii de la Curtea de Argeș, unde ctitor știm că a fost Neagoe Basarab. Și aceste biserici, la intrare au 12 trepte. După care urmează pronaosul și vine din nou o treaptă, urmează naosul, nu partea din mijloc a bisericii unde stau credincioșii, și apoi încă o treaptă, altarul. Și apoi o ultimă treaptă unde se află locul sau tronul slavei lui Dumnezeu, care teoretic și practic ar trebui să fie cel mai înalt loc din biserică. Și atunci această mișcare, acest dinamism, această urcare ne arată că noi pe Dumnezeu, de fapt, îl cunoaștem încă de pe pământ în etape. Nu îl cunoaștem pe Dumnezeu dintr-o dată. Se întâmplă foarte rar acest lucru când pe Dumnezeu putem să-l cunoaștem așa. Abracadabristic, hocus pocus, preparatus, foarte repede, într-o clipă. S-au întâmplat cazuri, dar nu sunt foarte multe. Noi pe Dumnezeu îl cunoaștem în etape. Și cele trei părți ale bisericii, de fapt, acest urcuș, acest munte, care se vede și în arhitectura bisericii, simbolizează sau preînchipuie cele trei stări de purificare ale noastre. Adică e vorba de curățire, de luminare și apoi de desăvârșire. Și slujbele, vedeți, se țin în funcție de starea pe care o are omul. De exemplu, canonul cel mare, canonul Sfântului Andrei Criteanu, canonul de pocăință. Noi astăzi vedem în majoritatea bisericilor că se face în naos, ori ar trebui să fie făcut în pronaos, că e un canon de pocăință. Adică e prima stare a ta, e prima etapă de cunoaștere pe care o ai tu. Apoi, la fel, litia, spovedania, pavecernița, mizonoptica, toate se fac în prima parte a bisericii, adică în pronaos, nu în naos. În naos intră tainele, nu? Celelalte laude ale bisericii și apoi, mă rog, Sfânta Liturghie și toate celelalte, chiar hirotonia care se săvârșește, nu în Sfântul Altar. Adică este o gradualitate, este un progres, este un lucru. Și cred că raiul poate fi văzut așa. Noi vedem raiul de aici, de pe pământ, pentru că ne spune Sfântul Ioan de Kronstadt, biserica ce este? Este raiul de pe pământ. Și atunci noi de aici îl trăim. Noi nu ne închipuim cum ar fi raiul, să ne gândim, să avem tot felul de definiții sofisticate. Când raiul e în biserică, n-are cum să nu fie. Raiul va fi dincolo așa cum l-am trăit în biserică și cum îl trăim în biserică. Cert este că este starea și locul de maximă comuniune, de maximă fericire. Pentru că această comuniune cu Dumnezeu aduce fericirea cea autentică, fericirea cea adevărată. Este foarte adevărat. Iadul, în viziunea scriitorului Dostoevski, nu e nimic altceva decât omul singur. Omul izolat. E omul care e legat spate în spate cu celălalt. Nevăzându-i niciodată chipul sau nevăzându-și chipurile. Am putea spune o lipsă de comuniune. Dacă raiul era comuniunea desăvârșită, iadul este lipsa comuniunii. Da, este, dacă vreți, față către față raiul. Aici ești spate în spate în iad. O apotemă din Pateric spune că în iad oamenii sunt lipiți, vă spuneam, spate în spate, pentru a nu-și vedea chipurile. Însă, ni se spune despre un părinte Macarie, care la un moment dat, atunci
Spune el, când te rogi, ni se îngăduie să ne întoarcem în așa fel încât măcar din profil să ne putem vedea. Deci atunci când el se ruga pentru sufletele acestor oameni care erau în iad, ei nu mai erau spate în spate, ci ajungeau cumva într-o poziție, să zicem noi, de profil, cumva, văzându-se măcar puțin. Adică o mângâiere, o adiere. O mângâiere, da, o adiere. O puțină mireasmă, o puțină mișcare pe care o puteau simți. Vedem, Sfântul Isaac Sirul spune că cei din iad vor fi biciuiți, de fapt, de flăcările iubirii. Cum te poate biciui, nu? O iubire, cum te poate lovi. Cum poate iubirea să te facă pe tine să suferi, până la urmă? Că este o neputință, tot Dostoevski spune, nu? De a nu mai putea iubi. De a nu mai putea iubi nici pe cel de lângă tine, dar nici pe tine. Iubirea produce două efecte total diferite. Ea devine bucurie pentru cei fericiți și suferință pentru cei care ajung în ea, pentru cei respinși. Deci poate avea iubirea, vedem, un rezultat diferit până la urmă. La fel cum lumina poate bucura un ochi sănătos, dar un ochi bolnav este chinuit groaznic de aceeași lumină care bucură un ochi sănătos. Da, cred că în dogmatica empirică a lui Ieroteos Vlahos se spune despre această lumină, el și spune că raiul este de fapt o apropiere tot mai mare de o lumină, de lumina Dumnezeirii. Dar și iadul este pe același sens sau pe același drum, însă iubirea, căldura, dragostea devine tot mai rece, tot mai glaciară și de fapt nu te apropie, ci te îndepărtează. Este resimțită așa de sufletul nevindecat sau de omul, fiindcă la sfârșitul veacurilor vom fi în integralitatea noastră trup și suflet.